O femeie de 32 de ani, care este medic veterinar în Thailanda, a fost diagnosticată cu COVID-19 după ce o pisică a strănutat în fața ei. Un studiu genetic al specialiștilor în medicină a confirmat că virusul a fost transmis de la stăpână la pisică și apoi de la felină la medicul veterinar. Conform RomaniaTV.net, specialiștii în sănătate au ajuns la primele concluzii despre cum s-a transmis COVID-19 de la pisică la om. Aceștia au suspectat că boala infecțioasă provocată de virusul SARS-CoV-2 este o boală zoonotică, din cauza faptului că primul caz confirmat în lume ar fi avut legătură cu piața de fructe de mare din Wuhan. În plus, mai multe țări din America, Africa, Europa și Asia au raportat apariția bolii COVID la mai multe specii de animale, printre care nurci, pisici, câini, lei și tigri. Cu toate acestea, cele mai multe dintre infecții au provenit de la om și s-au transmis mai apoi la animale, fenomen pe care specialiștii l-au denumit zoonoză inversă, potrivit Europa FM. Oamenii de știință spun că cele mai multe dintre cazurile de zoonoză inversă au fost semnalate la pisicile domestice. Potrivit unui raport recent, virusul SARS-CoV-2 s-ar putea transmite de la animal la om, după ce a fost analizat un caz în cadrul unei ferme de nurci din țările de jos. De astfel, cercetătorii au publicat un raport despre primul caz de transmiterea infecției SARS-CoV-2 de la pisică la om. O femeie în vârstă de 32 de ani, medic veterinar, care locuia singură într-un dormitor dintr-un campus, a mers la spitalul universitar pentru un test COVID din cauza simptomelor pe care le prezenta. Avea febră, scurgeri nazale și tuse productivă. Simptomele au durat 2 zile. Pentru că la momentul controlului femeia era în stare bună de sănătate, rezultatele analizelor nu au arătat nimic suspect. Ulterior a fost întrebată despre activitățile desfășurate recent. Femeia a povestit că în urmă cu 5 zile, împreună cu alți 2 medici veterinari, au examinat o pisică despre care știau că ar fi în grijă a 2 bărbați. Pentru o mai bună identificare, medicii au denumit pacienții implicați în studiul de caz, relatează Romania.net.